Știai că în România, pentru prima dată, fizica a fost predată în limba greacă? Înainte de Revoluția lui Tudor Vladimirescu, educația în România era puternic influențată de fostul Bizanț, iar predarea se realiza în limba greacă, similar cu modul în care în vest științele erau predate în limba latină. Această tradiție a început în clădirile mănăstirii Sfântul Sava, din București, unde între anii 1694 și 1776 exista o instituție de învățământ care ulterior a evoluat în ceea ce cunoaștem astăzi ca Academia Domnească. Aici, trei dascăli împărțeau cunoștințele de bază ale filozofiei și științelor naturale, dintre care unul se ocupa de logică, retorică, fizică, despre cer, despre suflet, despre naștere și pieire și cea din urmă, metafizica. Primul profesor care a predat fizica în această școală a fost Sevastos Chimenidis, un învățat grec chemat la București de către Constantin Brâncoveanu. Sub îndrumarea lui, fizica nu era văzută doar ca o ramură a științei, ci ca o parte integrantă a filozofiei naturale. Chimenidis urma filozofia neo-aristotelică promovată de Teofil Coridaleu, care argumenta că materia eternă este cauza tuturor fenomenelor fizice. Conform acestei viziuni, materia, în mișcarea ei continuă, se transformă și capătă diverse forme, ce pot fi observate și explicate prin experimente, cum ar fi influența căldurii și a luminii soarelui asupra dezvoltării lumii terestre. Iată cum, încă de la început, fizica a fost prezentată în România ca o disciplină ce utilizează gândirea rațională pentru a explora și înțelege legile naturii. Știai că primul profesor dedicat exclusiv fizicii în România a fost Manase Eliade? Domnitorul Alexandru Ipsilanti a reformat Academia Domnească de la Sfântul Sava în 1776 și l-a trimis pe Manase Eliade să studieze științele în Italia și Grecia, acesta revenind de acolo cu o mașină pneumatică și una electrostatică, invenții ce au revitalizat studiul fizicii la Academie. Printre profesorii de fizică a Academiei Domnești îi găsim pe grecii Rigas Velestinglis și Nichifo Theotokis, acesta din urmă contribuind cu manualul său Elemente de fizică, care includea și teorii din Descartes și Newton. Veniamin din Lesbos, un alt profesor influent de la Academie, a propus o teorie originală privind mișcarea corpurilor și magnetismul, bazată pe energiile intrinsece ale obiectelor. Constantin Vartalahos, un alt profesor al Academiei Domnești, a scris lucrarea Fizica experimentală și un tratat despre electricitate influențat de ideile lui Benjamin Franklin. El a pus accent pe folosirea instrumentelor. Era convins că fizica experimentală este mai indicată pentru a atrage interesul elevilor. În schimb, profesorul de la Academie, Veniamin din Lesbos, a fost cunoscut pentru opoziția sa față de teoria lui Newton, promovând o teorie proprie numită pantachekineticon. Atracția gravitațională între două obiecte ar fi cauzată de existența unui fluid eteric, a cărei curgere între obiecte este proporțională cu volumul obiectelor. Variante apar și azi pe forumurile de internet. Interesant este că examinarea elevilor era publică. În anul 1811, elevii au trebuit să răspundă la întrebări despre respingere, rarefiere a aerului, topire, explozie și electricitate. Tu cum ai face față dacă examinarea la fizică ar fi publică? Știai că primul profesor ce preda fizica în limba română la București a fost Gheorghe Lazăr, cu puțin înaintea Revoluției lui Tudor Vladimirescu? În 1818, Gheorghe Lazăr a apărut în fața divanului, susținând cu tărie că limba română are resursele necesare pentru a exprima și adevărurile științei. I-a convins și el a ales să predea fizica, educant fiind în științele fizico-matematice la Universitatea din Viena. După retragerea lui Lazăr în 1822, ștafeta predării fizice în limba română a fost preluată de cunoscutul scriitor Ion Heliade Rădulescu. Un alt discipol remarcabil al lui Gheorghe Lazăr a fost Petrache Poenaru, născut în 1799, care a absolvit școala Politehnică din Paris. Acolo, Poenaru a fost suficient de inspirat pentru a înregistra un brevet de invenție pentru condeiașul portăreț fără sfârșit, care se alimentează singur cu cerneală. Dacă asta îl definește ca inventatorul stiloului, vă las pe voi să dezbateți în comentarii. În 1833, Petrache Poenaru a emis un regulament pentru școala de la Sfântul Sava, care prevedea dotarea acesteia cu 5 exemplare de manuale și diverse aparate de fizică, chimie și instrumente de geometrie și mecanică. Atunci, puțină lume înțelegea importanța fizicii.
În perioada Revoluției Pașoptiste, instrumentele de fizică au fost adunate în curtea Colegiului Sfântul Sava, unde au fost lăsate în voia ploii și a zăpezilor. După un timp, Banul Alecu Filipescu a dat ordine să facă un foc mare și să se ardă toate instrumentele. În felul acesta, spunea el, lumina lor are să aducă în țară dreptatea și frățietatea. Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi astăzi este văzut diferit de alți locuitori ai acestei planete. Când vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la platformele de streaming online, cum ar fi Movies.com, Amazon și altele. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion, camere de hotel și mașini de închiria la prețuri mai mici. Aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Surfshark are prețuri substanțial reduse luna aceasta și oferta nu se va mai repeta curând. Cu serviciul Surfshark Alert poți primi alerte și beneficia de protecție în timp real, iar Surfshark Antivirus te ajută să ții dispozitivul fără virus. Să faci o scanare rapidă sau completă a dispozitivului, să beneficiezi de protecție în timp real și să faci scanări programate. Reducerea pe care oferă surfshark.com/presură luna aceasta este o ofertă unică. Obține 4 luni în plus gratuit pentru abonamentul Surfshark la un preț foarte favorabil. Pentru mine, cel mai bun exemplu de profesor de științe rămâne Alexe Marin. În anul 1881, acesta a scris cartea Moș Pătru sau Învățătorul din sat, Convorbirea asupra mecanicii. Aici descrie mecanica unor copii de la țară, prin intermediul roților de la căruță, a uneltelor din curte și cam tot ce avea țăranul în bătătură. Talentul său pedagogic a fost remarcat încă de când era mic, de un alt pedagog cunoscut, Gheorghe Ardeleanu, care l-a cooptat în activitățile sale didactice încă de la vârsta de 11 ani. La vârsta de 20 de ani, Marin a participat la primul concurs de institutor din România, unde a obținut o poziție de profesor la Colegiul Sfântul Sava. În timpul activității sale, a publicat manuale de astronomie populară și mecanică, iar în 1846 a beneficiat de o bursă la Paris. Acolo a studiat cu savanți nerenumiți, precum Joseph-Louis Guy-Lissac și Urbain Le Verrier. După întoarcerea în România, Alexe Marin a devenit profesor de fizică la Colegiul Sfântul Sava, iar în anul 1864 a fost numit profesor de chimie la Universitatea din București. Iată cum povestește I.C. Severeanu despre lecțiile sale de fizică. Profesorul Alexe Marin freca până treceau nădușelile un baston de ceară roșie cu o blană de pisică și întreba pe elevi: o auzireți? O văzureți? Era vorba, desigur, despre scânteia electrică. Iar elevii, ca să-l necăjească, răspundeau: nu auzirem și nu o văzurem, domnule Alexe. Iar el promitea că în ora viitoare va face scânteia mai mare și mai zgomotoasă. Așa arată primul manual de fizică în limba română. Cum? Nu înțelegi nimic? Asta pentru că este scris în lite chirilice. Dacă înțelegi puțin, poți descifra titlul. Fizica elementară. Se întâmpla la Iași, iar anul era 1849. Autorul manualului este profesorul Teodor Stamati, care a predat matematică și fizică la Catedra de Filosofie de la Academia Mihăileană de la Iași, precursoarea universității din oraș. Manualul lui a inclus concepte de bază din fizică, precum optică, mecanică și termodinamică. Să nu credeți că era ușor să predai atunci fizică în limba română, pentru că nu erau traduse cuvinte specifice. Pentru asta, Stamati a scris Dicționaraș românesc de cuvinte tehnice și altele greu de înțeles, în anul 1850. El a ales să denumească frângerea luminii fenomenul de reflexie sau răsfrângerea luminii pentru refracție. Astăzi se preferă direct importul de cuvinte din limba engleză, urmând ca semnificația să fie și ea tradusă direct. Teodor Stamati a contribuit semnificativ și la popularizarea științei prin articole sale în gazeta Alpina Românească. Tu poți citi acest text în slavonă din cartea lui. Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Obține 4 luni în plus gratuit pentru abonamentul Surfshark la un preț foarte favorabil. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presur, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!